Ce s-a schimbat în viața ta în aceste 16 săptămâni, atât fizic cât și psihic? Foarte mult zic că tu ai slăbit extrem de mult, dar de fapt la kilograme n-am slăbit atât de mult, dar la centimetri toată lumea zice că bă, e total diferit. Și după ce am revenit cu masă musculară, deci targetul meu era perfect ce am vrut de fapt. Simt ca și aș fi în viață, de fapt. Boost-ul ăsta că bă, hai să mergem undeva sau nu eram tipul că hai să stăm jos, nu știu, mai lejer, mai relaxat. Acum am un pic mai energetic. Ce ai mai încercat în trecut și cu ce a fost diferit de programul Burtajos? Eu am mai mers la antrenamente, la înot, la alergat. Ce era diferit față de Burtajos, că nici n-am avut antrenor personal, dar ce era mult mai important, că nu era push-ul din spate, de exemplu, din aplicație, că după Crăciun sau ceva trebuie, după pauză, nu știu, de 2 săptămâni, să încep din nou. Și la mine, nu, am mai început, dar nu, oh, no, hai, încă o zi, încă o zi și a rămas așa, în general, întotdeauna, dar prin programul Burtajos asta nu era, fiindcă era acolo și în ianuarie targetul că antrenament pentru azi și atunci targetul trebuie făcut și așa am mers mai departe lucrurile. Cum a fost experiența ta cu antrenamentele din cadrul programului? Era planificat întotdeauna și am știut că planul meu este X antrenamente pe săptămâna asta și trebuie făcut. E o soluție care mi-a recomandat prin TRX. Pentru mine era life changer, fiindcă pot să fac de acasă. Că înainte întotdeauna am avut scuza că e rece afară sau n-am chef să ies afară, e prea târziu sau acum trebuie să merg prea departe și așa este acasă și n-am scuza asta. Și prin asta, de fapt, și TRX-ul și antrenamentele prin aplicație sunt foarte ușor de folosit prin videouri, prin explicații, chiar mega fain. Și fiindcă poți să faci de acasă, pentru mine era soluția cea mai favorabilă. Erau o grămadă de diferite de tipuri de antrenamente și am simțit anumite mușchi care în viața mea n-am simțit înainte. Antrenamentele sunt mega simple, dar ca și valoare sunt mega mari, fiindcă și la când am mers la antrenamente la anumite aparate, nici așa n-am putut să fac toate mișcările complexe, de fapt, și prin TRX tu simți că, bă, asta e mega simplu, dar ca și mușchi e mega complex de făcut. Că întotdeauna am zis că, bă, pentru masă musculară trebuie să mergi la sală, să bagi la kilograme și tot, dar prin TRX poți și să crești kilogramele cum vrei, cu masa ta. Care este mesajul tău pentru grăsuții care nu reușesc de unii singuri să slăbească? Și eu eram în cazul ăsta, că tot nu eram mulțumit cu corpul meu. Eu am slăbit, dar după ce au revenit și n-am fost mulțumit cu corpul meu și am zis că vreau să schimb viața mea, să fiu mai sănătos. Cu planul tău cu Burtajos am ajuns în situația asta că toate scuzele mele și toate chestiile mici rezolvate, așa instant, cu chestii foarte ușoare, că eu am crezut că e mai complex să faci. Eu mersi foarte mult și erai life changer.